Până atunci, urmăriți știrile de la Canal 2. Revenim foarte repede. Doamnelor și domnilor, ediția specială dedicată Sărbătorii Naționale a Vinului continuă la Canal 2. În Piața Mare a Dunării Naționale, sărbătoarea e în toți, nici măcar în timpul ploii de afară, nu ne poate împiedica să fim prezenți la acest eveniment frumos. La un așa eveniment frumos avem și invitații speciale. Discutăm chiar în acest moment cu Veronica Tomescu, unul dintre câștigătorii premiului din această ediție și proprietară a Wine Tours Moldova, și Anatolă Bodnaru, membru al Asociației Naționale pentru Turismul Receptor din Republica Moldova și proprietarul unei pensiuni agroturistice din țară. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, ce înseamnă pentru dumneavoastră această minunată sărbătoare, Sărbătoarea Națională a Vinului, și cum se regăsește în ceea ce practicați dumneavoastră, turismul agroturistic, sau cum să-i zicem așa. Încep eu? Da. Da? Ok. Doamne. Deci, în primul rând, compania noastră promovează turismul vinicol și gastronomic în Republica Moldova. Misiunea noastră este, de fapt, de a oferi experiențe unice, vinicole și memorabile în Republica Moldova. Și, respectiv, Ziua Națională a Vinului este un eveniment unic, probabil în lume, este un eveniment unic, pentru că Moldova este unica țară din lume care are dedicat un întreg weekend dedicat vinului, în care toată lumea sărbătorește cultura seculară de producere a vinului. Și respectiv, anume această sărbătoare este și magnetul care atrage turiștii sau călătorii internaționali, sau care prin care noi reușim să promovăm Moldova. În afară de faptul că avem vin de calitate, că avem pensiuni, gazde ospitaliere, bucătărie, ori acest eveniment este ceva care ne scoate în evidență. Și respectiv, chiar și statisticile arată că în această perioadă este cea mai aglomerată, cele mai multe rezervări sunt în această perioadă, este cel mai dificil să găsești o cazare sau să găsești un transport sau un ghid disponibil în această perioadă. Pentru tot efortul pe care l-ați depus, ați fost și premiată ieri. Ce emoții ați avut când ați aflat că sunteți premiat? Am avut emoțiile, mă copleșeau. Mulțumesc. Echipa, noi suntem foarte onorați pentru că am primit această distincție sau acest premiu, și este cea mai mare apreciere a eforturilor pe care noi le depunem și a muncii pe care o depunem zi de zi. Felicitările noastre și, așa cum este bine spus, la mai mult și la mai mare. Domnule Bodnaru, dumneavoastră, cum stați la capitolul turiști, oaspeți? Aveți oare pensiunea plină până la refuz? Da, desigur. Chiar zilele acestea, în care merge sărbătoarea vinului, este foarte și foarte încărcată. Nici ploaia nu a oprit. Desigur că au fost careva dificultăți, cineva rezervarea anulată și așa mai departe, dar au venit alții, pentru că se întâmplă, lumea este cu dispoziție de sărbătoare. Sunt pe lista de rezervă. Da, și asta bucură foarte mult, că în general se întâmplă ceva în acest sens. Desigur, este foarte bine sărbătoarea asta, vinul pe care a inventat-o Moldova, cum a spus și colega mea, a inventat-o Moldova, și asta este un mod de, în general, Moldova de veacuri este țara vinului și a poamei. Și atunci, de ce nu, cu industria vinicolă este legat foarte și foarte multe industrii la noi în țară, și de aceasta este bine că se întâmplă lucrurile. La noi, la pensiune, desigur, avem acest contact cu foarte multe fabrici de companii vinicole care, hai că nu facem noi niște vânzări acolo, dar când vin turiștii care nu pot nimeri la o vinărie care este mai departe de Chișinău sau cumva, deci vizitând Orhiei Vechi și Butuceniul, găsesc vinurile acestea și nu vă puteți imagina câte wow-uri am auzit noi când omul gustă vinurile noastre. Simte toată aroma. Foarte și foarte bune. Am avut cazuri când la festivalul Descoperă au venit 5 familii din Austria
și uitase că au venit la festival, deși erau oameni de cultură și s-au dus încolo în Austria, deja cu gustul vinului și a spus, noi neînchipuit că Moldova poate avea, deși Pfeiffer tot timpul promova vinul și spune, băi, tu bun închipuit și vinul dar bun. Dar cum au aflat în Austria despre vinul moldovenesc? Despre vin... Ia că din toate evenimentele care se întâmplă, foarte multe festivaluri, desigur festivalul Discoperă care a mers, deci și oamenii se începe a interesa ce e cu Moldova, ce este Moldova, vin. Și atunci ei asta și o caută. Și pas cu pas este foarte frumos și bine că se întâmplă lucrurile astea. Anul acesta, turiști din ce țări au venit la pensiune? E mai ușor de spus din ce țări n-au venit. Dacă vă referiți perioada numai a sărbătorii vinului, desigur nu sunt așa de mult. Dar au fost din Suedia, chiar au fost așa, Japonia, Suedia, Finlanda, și asta eu vorbesc numai cazările care au fost prin intermediul agențiilor de turism. Dar cei ce intră în restaurant de pe toate continentele, te trezești și din Africa și din alte... Sunt țări care se schimbă de la an la an? Sau în da, am simțit foarte mult Polonia. Am simțit foarte mult Polonia. Polonia este o piață foarte strategică pentru țara noastră și chiar ei vin, nu știu, un rezultat de sigur ca promovărilor și așa mai departe, dar foarte mult se simte polonieși, de acum, dacă nu au căzări, le permitem și doar prin grădină, prin corturi, prin asta, le mai dăm gratis. Este ceva special. Dar este îmbucurător. Special pentru ei, da. Vin să vadă și... Moldova, lumea o vede ca pe... Noi n-am putut nimeni, chiar și noi care ne fierbim acolo la Butuceni, în turismul ăsta foarte și foarte activ, nu mi-am putut imagina că așa de mare interesul lumii ar fi către țara noastră. Noi suntem rupți din fosta Uniunii Sovietică, lumea habar nu are, majoritatea lumii habar nu are ce e asta Moldova, întâi bine se... Pentru ei era Uniunea Sovietică și poate să ne confunde cu Rusia, că asta e greu de separat țărișoarele este care s-au dezlipit. Și atunci, acesta era interesul și venind aici, văzând că Moldova este regulă, nu este un război, nu s-a dus vestea țării până ce că se întâmplă ceva lucruri rele, doar că suntem o țară înnapoiată acolo și așa mai departe, că suntem cei mai săracă din Europa, dar din fiecare... Din Europa, nu și din lume. Da, deci, dar nu suntem departe. Suficient din Europa. Da, suficient, dar ar trebui să nu ne... Deci, din fiecare rău trebuie să extragi, cum am eu o deviză, să extragi bine din asta. Deci, rămasul ăsta în urmă a țării, el poate folosi, s-au păstrat în schimb tradițiile. Roata de căruță în Austria o găsești doar nu știu unde, nu mai găsești, numai pentru un muzeu și trebuie să dai nu știu cât pe ea. La noi este plină lumea de roze de căruțe și de covoare și de tolișoare și de tot ce este. Da. Aveți pregătite acolo pentru... Și tradițiile s-au păstrat, da. Pregătiți spectacole, mini-spectacole artistice cu muzică, folclor, desigur. Pentru toți oaspeții care vă pășesc pragul pensiunii. În primul rând, este și un spațiu mirific, este un spațiu cu totul și cu totul special. Probabil că este chiar unic în Europa și amfiteatrul despre care vorbim și dumneavoastră sunteți unul din organizatorii acestui mare festival internațional Discoperă. Acolo vedem de fiecare dată vine lumea, multă lume bună și, bineînțeles, este prezent și vinul de calitate. Toată lumea... Am putea să vorbim despre... Câți litri se consumă la un festival organizat la Butuceni? Una ce știu că în primul an, când am făcut doar un concert, atunci s-a făcut așa, la nivel de Pfeiffer, eu, pensiunea noastră, adică, și a fost o companie care s-a simțit după asta, o promovare foarte serioasă. După asta, anul trecut, când am făcut Rigoletto și a fost mai multe companii. Anul acesta a fost altă companie care, din ce am văzut eu, deci... Nu reușeau să vândă atâta vin, mai vorbind de calitatea lor foarte bună, care atâta lume de peste hotare au găsit vinurile și tot, wow, acesta era. Lumea stătea destul de frumos, de inteligent, cu un pahar de vin bun, de calitate nemaipomenită. Are Moldova companii cu vinuri extraordinare. A fost o situație cu oaspeții din Austria, că după ce au vizitat anul trecut festivalul, deci s-a început un boom așa și m-a rugat, am luat la toate vinăriile, bine, nu știu cum vor merge treburile, pentru că sunt lucrurile astea care eu nu le cunosc, dar au solicitat să înlocuiască vinurile, cele din restaurantele scumpe din Austria, cu vinurile moldovenești. Și au spus, nu cedează calitatea vinurilor voastre la calitatea vinurilor celebre care sunt mai cu nasul pe sus. Mai ales acelor roșii, pentru că Austria mai mult produce vinul alb. Da, dar și roșii și albe, deci calitatea vinurilor noastre este mai pomenită. Urmează să...
Dacă ne unim eforturile și mă refer la partea culturală, artistică, spectacole organizate așa, se implică toată lumea cu pensiunile, Ministerul Agriculturii se implică, o să reușim să promovăm Republica Moldova ca și o țară producătoare de vin de calitate în întreaga lume. La dumneavoastră este un caz special pentru că și spațiul predispune. Cum se descurcă ceilalți cu pensiunile care sunt undeva în țară? Știți cumva? Noi, compania noastră, noi reușim să creăm circuite astfel încât în fiecare zi există o tematică anume. Dar fiecare zi, pentru oaspeții noștri, include neapărat componenta culturală, componenta gastronomică și vinicolă. Și respectiv, în fiecare zi, ei au parte de o vizită la o cramă și cunosc și regiunea. Pentru că, mergând la o cramă, nu trebuie să cunoști doar vinul, trebuie să cunoști și arealul în care a fost creat acest vin, oamenii care au lucrat la acest vin. Și pentru fiecare vinărie, ar fi asta din Orhei sau din Purcari sau din Crocmaz sau de la Cricova, fiecare vinărie este completată cu un program cultural mai variat. Spre exemplu, când mergem la domnul Anatol, noi neapărat întotdeauna avem parte, toți oaspeții noștri au parte de un atelier la gătit plăcinte. Și credeți-mă că am avut grupuri din Polonia cărora deja avem tradus și rețeta și le este mânată rețeta și îmi scriu sau îmi trimit poze după ce revin în țară că uite ce am gătit noi acasă după rețeta ta. Am avut, vă aduceți aminte, din Slovenia când a venit grupul nostru și a cumpărat pâine. Au cumpărat pâine întreagă acum din cuptor și au dus-o acasă. Pâinea coaptă din cuptor, au cumpărat-o întreagă. Așa. Și au dus-o acasă așa la avion pentru că să arate la copiii lor cum cândva bunica lor gătea. Cocea pâine, da. Sau tot mai recent am avut cineva, pur și simplu, nu știu cum s-au descurcat, dar au cărat acasă, cărnați în sânge, toate lucrurile astea făcute de casă. Deci, artizanale. Da, foarte multe lucruri. Deci, asta ce am vrut să vă spun, că tendința mondială, în genere, a turismului, este de a cunoaște altfel, de a to experience în engleză, adică de a trăi țara în care mergi. Nu doar să mergi să faci poze, dar să o trăiești. Să înveți să încerci să dansezi un dans moldovenesc. Să încerci să bați toba. Să încerci să gătești o plăcintă. Să încerci să învârtești o sarmală. Să mulgeovacă. Sau să... Toate aceste activități poți să le faci în aceste tururi? Sau da, cum? Poți să le faci. Sigur că totul... înainte de a pregăti un program, noi aflăm profilul turistului și interesele. Pentru că, de exemplu, sunt unii care sunt așa mai rezervați. Adică, da, noi înțelegem că venim în Moldova, că e o chestie mai puțin... pentru unii poate fi și sălbatică, să zicem, dar sunt unii care merg doar pe chestia de luxury sau au inclus în program degustări de icre negre combinate cu un brut. Aveți așa ceva? Da. Dar avem servicii pentru toate gusturile, nu? Avem pentru toate categoriile, pentru toate gusturile și mă bucur că chiar dacă avem o piață destul de mică și puțini furnizori de servicii de calitate, noi totuși reușim să creăm programe interesante pentru orice gust, orice buzunar și asta și este plăcerea de a lucra în această afacere, pentru că fiecare grup are specificul său și îți dă o provocare pe care tu trebuie să o depășești. Și cea mai frumos rezultat pe care îl ai este atunci când îi petreci la aeroport și ei sunt cei mai fericiți și ești prieten până la urmă cu ei și menții legătura și până la urmă ei te invită la ei în țară și asta e cel mai frumos lucru care poate să întâmple, ca rezultat. Vrem să vizionăm o imagine a turistului care vine în Moldova, care a apelat, de exemplu, la un tur vinicol, da, prin intermediul Wine Tours Moldova, de exemplu, la duceți la pensiunea dumneavoastră și cum arată ziua? Ce se întâmplă? Ce face el? Normal, pentru că dacă mergem la Orhei Vechi și pentru că pensiunea domnului Anatol se află la Orhei Vechi, în primul rând ei cunosc partea istorică a locației, au parte de o excursie cu un ghid profesionist în domeniu și după aceea eu am foarte mare încredere în domnul Anatol, dumnealui îi preia și cu farmicul său le prezintă tot absolut, începând de la beci, mai ales acum în perioada asta, ei sunt foarte impresionați pentru că noi intrăm în beci, noi vedem cum se face compotul, cum se fac murăturile. Ați degustat? Cum... Da, da, noi toate astea le avem. Turiștii, apropo, cum se uită la compot?
Foarte bine. Noi, inițial, în primii ani, toți spuneau juice, că e suc și mai departe. După asta spunem, când am văzut că și nemții aveau compot, și francezi aveau compot. Ei știu ce e asta. Și tu ce spui că este, uite, apă, un pic de zahăr, în cazul când sunt fructele mai acre, cum sunt acum, facem din coarne și mai departe. Și lumea, orice ce este tradițional, este acceptabil și lumea apreciază. Ei nu vin să se vadă pe ei la noi aici în țară. Vin să vadă tradiția așa cum este ea. Trebuie să știi să o dai cumva foarte și foarte, foarte culturizat, măsura bunului simț. Și lucrul este echipa pe care o avem la Butuceni, descurcă nimai pomeni de bine. În ultimul timp, eu chiar le spun, să știți foarte și foarte simplu, nu trebuie aici nimic să complici, pentru că natural, așa cum se întâmplă, chiar avem niște femei care le-am angajat special, că nu dovedim cu bucătărie acum în sezon, care fac compoturi. Și într-o bună zi a venit o echipă, un grup din Polonia, care a spus, au lepădat și beciu și restaurantul și tot, și în jur la femeiuștele astea care făceau niște compoturi acolo sau tăiau niște roșii, niște chipieri și făceau agică. Și au spus, ei nu și-au imaginat că mai există așa, că niște femei simple, îmbrăcate în niște haine simple acolo, să facă lucrurile. Nu se dădeau dusă din jurul lor. Uitați-vă, deci asta care s-a păstrat. Nu îi impui nici pe suedeză, nici pe franțuzoaică, nici pe româncă, nici pe rusoaică să facă ceea ce fac moldoveni. Și te-am spus, sunt numărul unu în lume, nu le ajunge nimic. Cele mai lucrătoare și mai de treabă femei care pot, eu vă spun sincer, cu pun capul pe trunchi. Depun suflet, asta, energia femeilor. În sensul ăsta care spuneți dumneavoastră, oare noi nu ne prea grăbim să devenim europeni în sensul gadgeturi, să ne ridicăm la un alt standard și să uităm de tradițiile noastre, să uităm de felul nostru de a fi sincer și adevărat, așa cum spuneți dumneavoastră, să fim simpli, pentru că, de fapt, simplitatea îl face pe om frumos și nu celelalte componente. Nu ne pregrăbim oare Republica Noi Moldova? Noi trăim într-o lume modernă. Trăim într-o lume modernă și ați menționat cuvântul gadget. De fapt, domnul Anatol, de exemplu, are o agropensiune și este probabil una din puține care are Wi-Fi. Deci, în ziua de astăzi, orice turist, cât de... poate el să fie backpacker, adică care merge cu rucsacul în toată lumea și face autostop. Sau poate să fie unul care a venit cu avionul personal, ei toți au telefoane și este avantajul tău să le oferi această șansă. Ca tu să ai un account pe Instagram sau pe Facebook sau să ai o geolocație pe Google Maps. Pentru că această persoană, acum este momentul când el simte. El simte acum are emoțiile și acum el trebuie să le împărtășească. El nu o să revină acasă, apoi uită toate. Atunci trebuie să se logheze, să facă, să împărtășească. Uite, eu sunt în Moldova, uite, eu mulg vaca, eu călăresc calul, eu acum sunt la vinărie, acum sunt la vinărie și mi-am turnat singur vinul meu în sticlă și mi-am pus eticheta. Sau uite, am cunoscut vinificatorul. Și am dat cu el mâna. Astea sunt lucruri foarte importante. Sunt lucruri mai accesibile în Moldova decât în alte țări. Da, da. Unde și Moldova, de fapt, să vorbești cu un vinificator chiar direct? Sau... Da, asta și este șarmul, pentru că noi încă nu avem turism de masă și asta poate și este foarte bine. Chiar pentru e foarte că bine. Oaspeții care vin sunt tratați în persoană. Fiecare este tratat deosebit. Dacă merg la o vinărie, iau parte de acea primire. Adică nu este acel Disneyland în care merg foarte, foarte, foarte repede și bine ați servit, ați plecat. Nu. La noi lucrurile merg ușor, lumea trăiește momentul, oaspeții noștri ajung să simtă produsul, să simtă sufletul nostru. Asta este Dar cel ce mai important. Dar ce le place important. Turiștilor să guste, să mănânce, să bea? Bucătăria moldovenească este extremal de apreciată din ceea ce am simțit noi acolo la Butuceni. Deci ele la rând, începând cu compotul, care este cel mai simplu, da? Vinurile, fără excepție, deci vinurile, murăturile, vinul de casă. Lumea întreabă vinuri de casă, diferite de astea, țui și așa mai departe, că-s din gutuie, că-s din porumbele, că-s din caise și așa mai departe, plăcintele, sarmalele, șeghiri, friptura și așa mai departe, și anume simplitatea asta, mămăliga asta dată și nu cum se o dă prin restaurante și așa mai departe, cu Da, cu limba. Bulele,
Greșelile rătunde, dar noi la Butuceni am, cred că am fost primii care am pus mămăliga pe cum o făcem mămuca, cu ce unul răsturnat pe masă de față, asta este ceva, și wow, lumea, wow. Deci atunci când se taie mămăliga cu ață, asta e momentul culminant. Deci toată lumea... cu telefoanele. Ei de început nu înțeleg și apoi mă spun, rog repetați încă o dată să filmăm asta, pentru că ei nu înțeleg cum atât de simplu o ață poate să servească drept un instrument în a servi mâncarea. Asta vine din inteligența noastră genetică, să ne descurcăm cu puținul posibil și să facem toate lucrurile frumoase și să fie cel mai important gustoase. S-au făcut lucrurile din simplitate și sărăcie. Nu era cu ce. Țările bogate inventau diferite tehnici și așa mai departe. La moldoveni, ața era, la mămăligă, era legată de, dacă știți, era legată de fundul ăsta pe care spune mămăligă și nu era de unică folosință. O spăla, o ținea acolo, se mai usca mămăligă pe ea și iar de nou o folosea. De atâta se lega. Și când povestim asta, e wow, japonezii, wow! Marketologii au de lucrat la asta, pentru că asta probabil e ceea ce ne lipsește nouă față de exemplu, americani care știu, nu știu, anumite tradiții să le scoată sau să le inventeze, chiar dacă nu sunt în realitate, dar să le ducă în lume. Asta probabil ar trebui să facă și Moldova. Chiar noi trebuie să le identificăm și să le valorificăm și să le promovăm corect. Vreau să completez cu ceea ce place turiștilor. Deci, eu personal tot călătoresc foarte mult, pentru că asta și face parte din afacerea mea, pentru că trebuie să înțeleg ce se propune în Occident și ce vrea turistul din Occident. Și vreau să spun că, spre deosebire, de exemplu, de alte vinării din Occident, la noi avem, practic, fiecare vinărie are personal instruit și are parte de o excursie mult mai complexă. Și, spre exemplu, o persoană care nu cunoaște nimic despre vin, după un tur de 5 zile, el se poate considera o persoană care deja cunoaște cu ce să asocieze mâncarea, cum corect să servească vinul, cum să-și pune bazele colecției proprii. Asta el poate învăța. Noi putem spune gratuit, în Occident lumea poate plătește bani pentru astfel de cursuri sau inițieri, dar în cadrul unui tur tu poți învăța toate lucrurile astea. Exact, în Occident lumea și plătește bani doar ca să culeagă niște fructe sau legume din grădină. Da. Vă mulțumim foarte mult pentru această sărbătoare, asta și ne oferă posibilitatea să venim să învățăm cât mai multe despre vin și despre tradiția noastră seculară, despre a face vinul gustos și pentru a servi oamenii și oaspeții. Doamnelor și domnilor, reamintim, am discutat cu Veronica Tomescu, proprietar a Wine Tours Moldova, și domnul Anatol Botnaru, proprietarul unei pensiuni agroturistice în țara noastră. Vă mulțumim și vă urăm mult succes!